Ați armat? Să scoate în camion. Dar nu închid mă aia, că aia nici n-au plecat, mă. Nu știu nimic. Folosesc cuvintele astea și în dimineața aia gestă, nu știu ce să fac. Dar ce e față la barieră curești? Nu e până asta. Nu închide cei de la sablat, nu? Au plecat! Păi dracu, nu știu ce-am pușcat și ce-am lăsat pe pământul ăsta. Nenorocit, doamna. Da, dracu, nu știu. Și că bate cu Germania. Ce lasă, doamna. Nu să mai progreseze. Mai prinde o mașină. România asta, mă, uită în țica. Da, avea doamna director, zburam. Dacă zburam, era, doamnă, da, cu toți, zburam, da, dragii mei, da, să făcea și treaba bună. A doua zi nu mai era. Nu mai erai la serviciu, da, dacă făceai ceva. Doamne. Te și ajuta când trebuia, sigur, înțelegea, te ajuta tot. Ei, dar când era să faci treabă, treabă, făceai, frate. Dar nu, nu te jucai. Mama, da. Avea în stânga și în dreapta să nu te uiți. Da, treabă, treabă. Colegul cu manul din voate care trece acum calea pe rată, mai puțin trece și noi cât la bombade. Ce o să mai fac? O să-mi cui, o să descui, o să faci LSP, o să pui pe paleți, o să-i pui la loc pe paleți, o să-i încarci. Ți-am prevestit treaba. I-am da, de când? I-am spus-o de mult. Le uite că Dumnezeu așa face. Încet, încet, așa face. De când să rotea pe scaunul ăla la direcție? I-am spus, te mai roti mult ca mețești. Bă, băi, frate, nu mai mergi de gaura la gula cu ăla. Ce vrei, Madalina?
Da, cu vine cu dragul, să ne ducem. Da. Băiatul cu Mercedes-ul! Mă auzi? Nu mai cam țica, taci. A venit cu bine. A plecat cu pantul cu totul. Yeah.